Cei 20 de elevi ai Liceului Tehnologic Ion Barbu din Giurgiu, cu specializare în gastronomie, s-au întors recent de la Lisabona. Participarea la proiectul de mobilitate a fost etapa finală a unei pregătiri continue profesionale, lingvistice și culturale. Timp de 3 săptămâni, elevii Liceului Tehnologic au lucrat câte 6 ore pe zi, punând în practică cunoștințele teoretice dobândite la clasă. Experiența a fost una unică pentru ei și sunt încântați că au avut această ocazie și au dobândit cunoștințe noi și chiar promisiunea unui loc de muncă în Portugalia. Am efectuat o pregătire culturală și lingvistică la limba engleză și limba portugheză. Am vizitat mai multe obiective turistice din țară, cam cele mai importante. La terminarea studiilor o să încerc să ajung acolo. A fost o experiență frumoasă, cred că ne va ajuta foarte mult pe viitor dacă vrem să continuăm pe alimentație. A fost totul ok, n-am întâmpinat probleme. Ne-au ajutat foarte mult și cursul de limba engleză și cursul cultural. Am auzit că la plecare vi s-a făcut și o ofertă. Da, dacă vrem după liceu să ne întoarcem să lucrăm în restaurantele care am făcut practică, numai dacă vrem. Și tu ce părere ai, te întoarce? Da. De ce? Îmi place meseria de bucătar și consider că e o meserie frumoasă. Conducerea liceului și cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestor elevi susțin că participarea la acest grant european în cadrul proiectului sectorial Leonardo da Vinci le va fi utilă atât elevilor participanți cât și pentru imaginea școlii. Ne-am făcut cunoscuți și la nivel de județ, dar fiind o mobilitate internațională, evident că așa cât de mii suntem noi, am fost cunoscuți și în Portugalia. Deci e o reușită pe deplin pentru liceu, pentru elevi, pentru profesori. În urma participării la proiect, fiecare elev a primit certificate de pregătire lingvistică la limbile engleză și portugheză, certificatul de mobilitate EuroPass pentru formarea profesională și certificate de participare din partea organizațiilor de primire. S-a pus accent pe creativitate, rezistență, îndemânare și spirit de echipă. Profesorii însoțitori au îndrumat activitățile zilnice, au analizat calitatea preparatelor și au efectuat analiza individuală a fiecărui elev participant. Au avut ocazia să prepare efectiv preparate cu grad ridicat de complexitate. Au putut în momentul la care au ajuns acolo să comunice în limba engleză cu personalul restaurantelor. Proiectul și-a atins obiectivele. Am participat la toată activitatea de organizare, la împărțirea pe grupe, la deschiderea și la prezentarea tutorilor în restaurante și a echipelor din restaurantele respective. Elevii participanți au avut cu această ocazie șansa de a-și îmbogăți abilitățile de comunicare, să facă față unor noi provocări și să promoveze toleranța, șansele egale și democrația. În timpul liber au fost vizitate diverse obiective turistice și culturale din Lisabona. De remarcat este că pe toată perioada cât au participat la acest curs, elevii au fost remunerați cu aproape 200 de euro.